Bine v-am regăsit, dragii mei, în cadrul proiectului Voi stați acasă, noi povestim. Astăzi vom lectura povestirea Broscuța din cartea lui Londruță La poarta vorbelor frumoase. Moș Vasile dezghioca fasole pe prispă când i s-a întors nepotul de la școală. Venise amărât cum nu se mai poate. Ce ești așa plouat, mai băiete? Vorba lungă, sărăcia omului face acela. Las că noi și așa mai mult cu sărăcia. Zi, am avut azi compunere, dar nu ți-am spus, dacă s-a întâmplat să aveți compunere, aștept bătărania cu Broscuța. Așternut-o și nu le-a plăcut? M-a făcut de râs în fața clasei. Cine? Lisândruța? Doamna învățătoare. Hei, dacă așa e vorba, stai că mă duc eu la dânsii. Că am scos și eu cândva elevi la tablă. În cancelarea școlii domnea veselia. Alexandruța, fire hazlie, bună de gură ca tot neamul lor, înșira povestea cu Broscuța. Stai aleacă, fă, să vă pot și eu ajunge din urmă. Directorul s-a ridicat de pe scaun. Bună ziua, Moș Vasile, cu ce treburi pe la noi? Am o vorbă cu nepoata asta mea, cu Lisândruța. O fost ea Lisândruța cât o fost. Amuie doamna învățătoare, cer iertare, doamnă învățătoare, pentru ce mi l-ai făcut pe Nicușor de râs în fața clasei? Pentru că scrie Broscuță cu î la coadă. Dar tu cum îi zici unui pui de broască când îți sare în cale? Moș Vasile, una e ce vorbim noi între noi și alta e limba literară. În limba literară, recunoscută de întreg neamul și făcută lege, se scrie Broscuță. Toată clasa scrie corect cu E și numai unul nicușor îi tot dă cu E. Și ce e în asta de râs? 7 de E pe 2 pagini, mor de râs. Fă, Lisândruță, ia spune-mi tu, pentru ce vin copiii la școală? Vin să învețe a scrie și a vorbi frumos. Cuvinte frumoase au ei de la mama, numai că scupleavă cu tot. Și voi, în loc de a-i ajuta să aleagă grâul de neghină, pentru a deschide poarta vorbelor frumoase, Moș Vasile, zice directorul, dar cum crezi, măta, că s-ar putea deschide ea poarta vorbelor frumoase? Vă spun, zice Moș Vasile, că eu, dacă vreți să știți, o viață întreagă, mai mult pe lângă poarta aceea, să luăm povestea cu Broscuța, care v-a înveselit cum nu se mai poate, să vedem de unde și până unde. Și chiar, de unde? Primăvara, când seceta ne scotea sufletul, într-o seară, la televizor, un învățat punea țara la cale. Cineva din cei de față îi pune o întrebare. Ce ne facem cu seceta asta? O fi azodia noastră un blestem din moși strămoși? Care moși strămoși, zice învățatul. Noi singuri ne-am făcut-o. Am avut ape destule. O dovedește denumirea satelor și orașelor. Bulboaca, Vadul lui Vodă, Fântânița, Cubolta, Izvoare, Bălți, Chișcăreni, dar am dat drumul la ape, am tot arat și săpat, am năruit albia apelor subterane. La care Nicușor este al meu, că era și el în casă, zice, da, pădurea noastră, broscăria, să nu fi rămas pe acolo nici o broscuță, zic, nu știu mai băiete, dar eu am intrat în cap și după aceea, ori de câte ori mă repezeam în pădure, fie după uscături, fie după ciuperci, mă tot ruga. Poate îmi găsești o broscuță. Mi-a pregătit și un borcanaș cu apă să am în ce-i aducem broscuța. Ea i-a dus-o din pădure, i-am adus-o. O vară întreagă s-o tot părăit sărmanul băiet cu broscuța aceea. Îi prindea muște, țânțari și o hrănea de 3 ori pe zi, ca la grădiniță. Îl cunoștea după mers, după glas, sărea în sus de bucurie când se apropia de butoiul cel cu apă din fundul grădinii, unde o ținea. Mai spre toamnă, când crescuse și trebuiau duși amândoi la școală, ne-am repezit cu Nicușor, am dus-o la unica băltoacă ce-o mai rămas acolo în broscărie. Foarte frumos din partea lui, zice directorul, dar, Moș Vasile, una e cuvântul rostit, alta e cuvântul scris. Sunt două lucruri absolut diferite.
Mult știu a povesti frumos, puțin știu frumos a scrie, pentru că ați băgat frica în copii. Voi, domnilor învățători, în loc de a tot separa și depărta cuvântul scris de cel vorbit, mai bine le-ați apropia, le-ați hultui unul în altul. Și ce să se aleagă din altoiul acela? Vă spun eu ce să se aleagă. Limba vorbită o să umple cu duh, cu suflet, pe cea literară, iar cea literară o să mai cumințească, o să mai cheptene pe cea vorbită. Crezi, măta, că s-ar putea una ca asta aici la școală? De ce nu s-ar putea? Cum? Simplu ca bună ziua. Înainte de a-i așeza pe compuneri, căutați să vedeți ce are copilul acela pe suflet. Înviorați-i, dezlegați-i limbile, ajutați-i să deschidă poarta vorbelor frumoase. Nu putem, avem program, Moș Vasile. Dacă îi așezăm pe pătărânii, când scriem compunerea? Păi voi nu-i lăsați chiar pe toți să-și facă de cap. 2-3 dintre cei mai răsăriți, mai vorbăreți, încălzesc clasa și cum elevii s-au umplut cu suflet, s-au luminat la față, îi pui pe scris și ți-o faci-o fain, cum nu se mai poate. Pe urmă, adunați caietele și vedeți ce are broscuța aceea la coadă. La urma urmei, ce creșteți voi aici? Conțopiști ori fii și fiice destoinice ale acestui pământ, ale acestui neam. De atunci, ori de câte ori își vedea Moș Vasile nepotul venind vesel de la școală, îl întreba: ce te-a apucat veselia mea? Am avut azi compunerea.